Foarte multe persoane se plâng că nu au unde să muncească, dar când trebuie să se angajeze, găsesc fel și fel de motive pentru a nu o face. Azi, AJUFM Giurgiu a organizat o bursă specială dedicată tinerilor marginalizați social, dar și persoanelor care sunt în căutarea unui loc de muncă. Au răspuns prezent multe firme din Giurgiu și din București, interesate de forța de muncă de pe piața giurgiuveană, oferind 137 de posturi în diverse meserii. Avem 62 de posturi astăzi, în diverse domenii. Cele mai multe sunt, așa cum am spus, pentru babysitere și menajere. Credem noi că este mult mai ușor și mult mai bine pentru cineva din Giurgiu, spre exemplu, să vină în București, de unde poate veni săptămânal să-și viziteze familia, decât să plece în Italia sau în Spania, unde știți foarte bine, este mult mai greu. Vizita acasă se face poate la un an, poate nu. Salariile, după câțiva ani de experiență, pot ajunge aproximativ la fel cu cele din Italia, în funcție, bineînțeles, și de educația guvernantei, că până la urmă guvernanta trebuie să aibă studii superioare. Este greu să ai o ofertă când lucrezi în construcții. Ideal ar fi să ai toți muncitorii atunci când ai lucrările, când semnezi contractele. Numai că este greu să îi ai și e greu să îi ții când nu ai lucrări. Deci, pentru astăzi eu am venit să îmi completez baza de date cu eventuali angajați pentru lucrările următoare. Avem 10 locuri pentru agent de securitate. Condițiile de angajare, să știi, să ai certificat de calificare, să ai atestat și să fi lucrat ceva în domeniu. La bursă au fost prezenți și tineri care au părăsit sistemul de protecție și care, mai optimiști decât alții, și-au încercat norocul. Trebuie știut că societățile care angajează astfel de persoane beneficiază de o serie de facilități acordate de statul român. Timp de 3 ani de zile puteți primi pentru ei maxim 1000 de lei pe lună. Da? Deci subvenția este destul de tentantă. Vă rugăm frumos să le acordați cea mai mare atenție. Da? Revenind la cei care au venit la bursa socială cu părere de rău, am constatat că o bună parte dintre ei nu erau interesați de un loc de muncă, deși recunosc că nu au niciun venit. În cazul în care ar găsi o ofertă potrivită, aceștia își doresc salariu mare, transport gratuit și, dacă se poate, o meserie care să nu necesite prea mult efort. Când dată suntem de la țară, nu avem posibilitatea transportului, dar nu e mai greu. Transporturile plătim foarte mult, îmi ținem bani puțin, deci nu avem posibilitatea să plecăm în București, deci să oferă ocazii. Scuze. Dar ce loc de muncă v-ar interesa? Depinde, acum eu cam sunt puțin mai în vârstă, deci nu prea... Ceva mai ușor, cred. Babysitter sau, știu, menajeră, ceva. Dar v-am spus, suntem de la țară și avem probleme foarte mari cu transportul. Locuri puține de muncă alocate aici, am avut un loc de muncă de... La atâția oameni care au venit aici, noi am făcut niște cursuri în cadrul la programul ăsta și ne-a adus aici pentru locuri de muncă, dar nu cred că o refacem treabă cu locuri de muncă. Noi acolo, în comuna în care suntem o comună izolată, nu avem mijloc de transport, cu ce să ieșim, cu ce să venim la muncă, nu cred că putem să facem. Chiar dacă e un loc de muncă în București, să spunem, și vă asigură transport, nu sunteți interesat? Da. Dacă ne-ar asigura transport, am merge. Ar fi convenabil, dar așa nu avem cum. Să plătim și naveta și să-ți dea și salariul minim pe economie de 7-8 milioane, ce faci? Ce mănânci, ce duci acasă și nu... Rămâne de văzut dacă bursa specială de la Giurgiu a avut rezultatul scontat, dacă angajatorii au găsit ce căutau, dar și dacă cei fără un loc de muncă au reușit să se angajeze.